Anul 2021 aduce schimbări pe plan fiscal. Persoanele fizice ce dețin clădiri cu destinație mixtă și nu au declarat acest lucru la organul fiscal local au obligativitatea ca până la data de 15 martie să depună o declarație pe propria răspundere privind destinația nerezidențială a imobilului. În caz contrar, aceștia vor fi taxați suplimentar. Începând cu 1 ianuarie 2021 au intrat în vigoare prevederile legii numărul 241 din 6 noiembrie 2020 care aduce modificări calculului impozitului în cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice. Ca element de noutate, suprafața utilizată în scop nerezidențial se va stabili printr-o declarație pe propria răspundere și nu va mai fi necesar acel raport de evaluare care se întocmea la fiecare 5 ani de un evaluator autorizat. Ca urmare a modificărilor legislative aduse la codul fiscal prin legea numărul 296 din 18 decembrie 2020, persoanele fizice care la data de 31 decembrie dețin în proprietate clădiri cu destinație mixtă și nu au declarat acest lucru la organul fiscal local, au obligativitatea ca până la data de 15 martie să vină la organul fiscal local să depună o declarație pe propria răspundere privind destinația nerezidențială a imobilului. În caz contrar, impozitul va fi calculat cu aplicarea cotei de 0,3% la valoarea impozabilă stabilită de către organul fiscal local. Anul 2021 aduce câteva noutăți fiscale importante pentru firmele din România. Este foarte probabil să mai existe și altele până la finalul anului, ținând cont de faptul că două proiecte ample de modificare și completare a codului fiscal și a codului de procedură fiscală se află la președintele României pentru promulgare.